Încă două cazuri de contaminare cu virusul COVID-19 în Parlamentul de la Chișinău, după confirmările deputaților Eugen Nichiforciuc și Vladimir Măzdrenco. De această dată vorbim despre șefa aparatului deputatului Alexandru Slusar și un asistent al lui Vlad Bătrâncea. Rezultatele testelor au venit în această dimineață. Slusar a declarat că va sta câteva zile în izolare, deși testul său a fost unul negativ. Amintim, toți deputații și angajații Parlamentului au intrat în carantină pentru o perioadă de două săptămâni după confirmarea deputatului PD Eugen Nichiforciuc și ulterior al lui Vladimir Măzdrenco, deputat al Partidului Socialiștilor. Zinaida Greceanu a fost cea care a emis o dispoziție în acest sens. Potrivit acesteia, toți deputații sunt obligați să stea în carantină pentru două săptămâni până la primirea rezultatelor testului la COVID-19.